ministrul apărării, Serghei Șoigu, a anunțat că retrage trupele de la granița cu Ucraina și Crimeea. Trupele și-au demonstrat abilitatea de a asigura o apărare de încredere a țării. Așadar, am decis să închei inspectarea activităților din districtele militare din sud și vest, din vecinătatea Ucrainei. Ce a vrut să demonstreze Rusia prin acest exercițiu și apoi prin retragerea trupelor? Și foarte important și relevant mi se pare numărul soldaților. Câți soldați au fost acolo? A declarat Rusia un număr de soldați? În primul rând, Rusia a spus că au fost mult mai puțini decât au monitorizat partenerii NATO și însăși Ucraina. La un moment dat am citit în presă că numărul ar fi ajuns între 80.000 și 90.000 de militari ruși, ceea ce este destul de mult și asta, într-adevăr, poate să sperie, în afară de faptului că există acea tehnică militară dislocată în acele zone destul de apropiate de frontiera cu Ucraina. Obiectivele au fost multiple. În primul rând, testarea administrației Statelor Unite ale Americii, să vadă până unde va merge cu sprijinul Ucrainei. Și în al doilea rând, cât de departe sau cât de pregătite sunt statele membre ale NATO să susțină Ucraina în caz de necesitate. Și cred că al treilea obiectiv, care pentru mine este unul destul de important și cred că și pentru vecinii noștri ucraineni este important, este faptul că Federația Rusă încearcă să pună presiune pe autoritățile de la Kiev să-i accepte pe separatiști în calitate de negociatori, să accepte că este un conflict intern și că Rusia nu are de a face cu acesta. Practic, Rusia vrea să scape de acest conflict, dar pe seama ucrainenilor și păstrându-și totuși acele instrumente de control asupra procesului decizional de la Kiev. Prin plasarea acestor actori politici sau separatiști din estul Ucrainei în procese decizionale politice de la Kiev, introducerea lor prin niște procese electorale subminate, atunci ai foarte multe instrumente de control asupra ceea ce se întâmplă la Kiev și respectiv poți să mobilizezi interesele naționale nu neapărat în direcția europeană sau euroatlantică, așa cum este declarată în documentele oficiale ale Ucrainei în prezent. Pentru că ei și-au asumat odată cu începerea mandatului lui Petro Poroșenko că aceasta este direcția de dezvoltare a Ucrainei în direcția euroatlantică și nu există cale de întoarcere, mai ales că Federația Rusă a demonstrat că nu respectă acele tratate sau acele documente pe care și le-a asumat anterior, inclusiv tratatul de bilateral dintre Rusia și Ucraina. Nu vorbim doar despre memorandumul de la Budapesta, dar vorbim și despre tratatul de bază din 1997.